Păcatul nu se iartă. Păcatul se plătește și cineva odată și odată îl ispășește. Păcatul e o hulire atât de grea și mare, căci fără ispășire el n-are în veci iertare. Păcatele acelui ce la Hristos le duce îi sunt iertate numai prin jertfa de pe cruce. Hristos le ispășește, de aceea sunt iertate. În alt fel nu iertare în veci pentru păcate. Păcatele acelui ce pe Hristos nu cată, în veci de veci nu află iertarea așteptată, ci ele toate, toate rămân să le plătească în veci acela care n-a vrut să se căiască. Nu vă înșelați, nu este în veci de veci iertare pentru păcatul celui ce în necredință moare. Păcatul nu se iartă, păcatul ispășește, ori Dumnezeu pe cruce, ori cel ce-l făptuiește. Veniți acum la Domnul cu orice păcate, ce El vă ispășește, de Tatăl sunt iertate. Dar cel ce acum nu întoarce iertarea să o primească, în iad le duce toate, în veci să le plătească. Amin.